Cosmin și gândurile cele trec prin minte, dar care nu se zic. La ce te gândești? Dar chiar e simplu așa. Cum? Așa, cum am făcut. Așa? Nici o vorbă. La ce te gândești? Doar aici. Ce doar aici? Doar aici, unde suntem. Cu semnul ăsta mă refer. Că afară doar avem gură să vorbim. Păi da, când ești nici nu... Trebuie să mai apuci să te gândești. Ce? Te duci în excursie, nu stai așa... Da, da, da. Dar tot te gândești. Păi te gândești, dar nu rămâi cu gândul. Dacă planifici ceva, până te duci în excursie. Copii. Da. Plimbare. Ți-ai făcut des planuri? Adică te-ai gândit la un plan fiecare zi? Plan. E mult spus plan. Când te gândești plan de excursie. Când te gândești la un plan, trebuie să iei de la un cap și să termini la altul. Fac așa, drag, așa. Aolo, dar nu înțelegi. Am zis doar așa ca și cuvânt, măi omule. Nu se zice. Ai stricat tot jocul. Acum am găsit altă schemă. Excursie. Adică? Dacă vrei să mergi în excursie. Oho. Bine, da. Mergem de revedere. Da, mergem cu toții sau? Și cine vrea. Da, eu merg. Vii și tu? Normal. Explică-i Roxanei ce înseamnă. Îi explic după. Dar asta trebuie să fie între noi. Tu cu Paul vrei să mergi în excursie? Ia zi! Ea vrea și despărțiți, mă! De la ea cu excursie? Nu! Eu am inventat-o! Și ea s-a prins? Acum? Păi s-a prins Ada! E bine! E ok! Ce e excursia ok? E un lucru bun! Care? Da. E greu, câteodată nu mă înțelege. E o excursie și... Dar de ce vorbim dragoste din picat? Ai fost cu mașina să te duci frumos, să te plimbi într-un loc? Da. Merge la mare. Bun, ai fost cu partenerul vreodată? Da. Singură? Unde? În profunzime, Roxana. Ce e? Cum singură? Singură? Am fost și singură, da, am fost și singură. Ce e în profunzime? Îți explică Paul mai bine. Se arăți adică, ea sigur merge la mare. Ar merge. A, da! Ai merge la mare? Da. Dar stai să arăți Sebi. Deși îmi place muntele, aș merge la mare rău de tot. Te duc eu. Să arăți Sebi că merge la mare, că e fericit. Merge la mare. Așa, din același film. Azi. Voi doi. Păi, da. Nu vrei să știi ce am mai discutat azi cu Ada? Că în fiecare zi discutăm... Mi-e place. Bă, da, am râs, deci mă durea burta afară. Nu mai puteam, râdeam de ea, de muream. Ce îți putea să zică? Am și părți bune. Cu trebuie să ne vedem acasă. De caracter. Păi da, am căutat caracterul și nu l-am găsit. Caracterul. Doi oameni se înțeleg. Stai să... Deci a fost discuția așa. Doi oameni se înțeleg, da, și ajuns în pasul de a se căsători. Da? Da. Bun. Păi și care e chestia? Că ajung și noaptea în camera de hotel, ca idee, sau tascul, la ședință. Cabine, sau... Ok, da? Oriunde, unde se iei doi singuri. Să discute. Mai mult de atât. Am înțeles ideea. Să discute în profunzime. Așa, în profunzime. Și să pare că nu e ceea ce trebuie caracterul. Și ce e exclus în asta? Hai că înțeles, nu te și pe lângă faptul că noi am creat un scenariu cum vine echipa și cum te trezești cu echipa lângă tine. Bă, viața! Da. Că mai comunicați! Gata! Nu vorbiți! Nu! Așa, lăsând asta la o parte. În emisiunea aia cu fața pusă, na, ăla, săracu, așa. Știi? Și când o întreba doamna prezentatoare, cred că tot doamna Simona, păi da, s-a cu siguranță tot într-un timp atât de scurt, v-ați împărțit iubire, nu știu ce.
Miruna a ținut să precizeze, mai pierd și 10 luni degeaba, știi? Ca așa, om, adică, da, adică da, ca da, femeie, da, dacă s-ar întâmpla asta, dar nu ei, în general, în fine, alt subiect. Și zice, parcă tu ai zis prima dată, nepotrivire de caracter, doamnă. Eu între timp, nepotrivire. Nu, caracterul. Nu, nepotrivire, am zis, și caracterul. Dacă e nepotrivirea. Păi nu, că am pus în cazul în care e invers situația. E problema de caracter la el. Da. Și ne putem spune în cazul invers. Da, de ce? Păi deci crezi și eu. Da, e o frică asta. Aici e o frică. Frică? Da, e o frică asta. Deci... De eu am întrebat-o, băi, dar tu de când n-ai mai întâlnit nepotriviri de caracter? Că ai intrat de 8 zile aici. Da, noi de 2 luni. De ce? De ce ți se pare o frică? Păi e frică că trebuie să fie bine potrivirea. Păi și? Păi contează. Nu, trebuie să ajungi la hotel neapărat? Da, dar Giorgio, tu nu l-ai prins pe Giorgio. Giorgio aici o vorbă mare. Îmi spun de cât asta. Contează foarte mult cum folosești, pentru că... Corect. Exact, bravo. La... Hai mă, lasă-mă vrăjala asta. La ce vă gândiți, mă, nene? Zic? Da, spune, fii sincer. La Piții Bubu! Aia e excursia! Eu v-am zis, voi mergeți în excursie și despărțiți. Da, mergem. Da, păi și ce faceți? E un lucru frumos. Piții Bubu! Poate vă întoarceți împăcați. 50% dintre relații între doi oameni e formată din excursii. Poate nu-i plimbarea plăcută. N-am avut excursii de-astea. Dar poate rămâne fără benzină. Poate mori muturul. În pantă. Rău. Când intră, nu le-a murit muturul, ce să împingi la mașină? Nu ne dă tanti voie. Nu. Nu e. Mergem acasă, hai. Eu cu trenul și cu mașina să stau, să împingă. Păi n-am mai făcut o excursie, nu mi-aduc aminte că... Vă urez succes. Ar fi mișto o excursie să avem cu toții. Dar fiecare pe mașina lui. Păi, Doamne, ajută. Doar nu merge toți cu trenul. Ok, acum misterul dezlușit. Cine vrea în excursie? Nu mai merge. Bravo, doamna Adriana! Măi, eu nu știu, știți că în timpul materialelor unii dintre voi sunteți în ferestre, telespectatorii, văd și expresiile. Da, am spus, doamna Adriana, bravo, da. Mamele, privirea mamelor este, a fost așa. Da, ce e Miruna, ești foarte sobră dintr-o dată. Păi toată lumea simte nevoia să facă dragoste atunci când are sentimente față de altcineva. Excursie, adică Miruna, logic. Excursie. Uite, da, nu știu dacă toată lumea doar când are sentimente, că mi-e greu și să cred că Ada după 8 zile are sentimente pentru Sebaidin sau poate nu le-a mărturisit. Nu? Doamna Simona, excursia e frumoasă oricum ar fi. Și apropo de cum vine echipa și bate la ușă și apoi vin în live și na, vă dați seama că nu adresez și o întrebare ca să simtă oamenii aiurea, că nu e ok. Dar n-a spus nimeni nepotrivire de caracter, adică tot, în general s-au căsătorit. Da. Ce ziceți, doamnă? Simt nevoia să vorbesc cu mamele despre acest subiect. Doamna Gica, ce să spun eu? Ele știu ce au vorbit. Eu nu prea mi-am dat seama. Nu v-ați dat seama. Uite, doamna Adriana, nu numai că și-a dat seama, dar vrea și în excuse. Mai bine să spună ea. Păi dacă am și spus la început, dar nu știam despre ce este vorba. Râde Cosmin în spate acolo. Dar eu știe că eu sunt mai zăpăcită. Mergem cu mamă în excursie, zi Miruna. Merg și eu cu voi. Da.